În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din luna iunie a fost stabilită promovarea și implementarea în comun de către județul Maramureș și Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare a proiectului Consolidarea Capacității de Gestionare a Crizei Sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare. Proiectul prevede accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritară nouă, protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Am discutat și în cadrul Comisiei de Buget Finanțe, unde doamna Claudia Breban, doamna director a Direcției de Dezvoltare a Consiliului Județean Maramureș, și-a explicat ce înseamnă acest acord de parteneriat între Consiliul Județean Maramureș și Spitalul de Boli Infecțioase. S-a anunțat de ceva vreme o axă de finanțare prin Programul Operațional de Infrastructură Mare pentru cheltuielile efectuate de către autoritățile locale, spitale din subordine, asistența socială în toată această perioadă, adică pentru a încerca să recuperăm cheltuielile ocazionate de prevenirea răspândirii noului coronavirus. Lucrurile nu stau chiar așa. Pe această axă de finanțare anunțată către guvern nu se pot finanța toate lucrurile care au fost anunțate. Deocamdată singurii care, sau cel puțin până săptămâna trecută, singurii care ar fi fost efectiv eligibili pentru a recupera o parte din bani și pentru a face anumite dotări pe acest program ar fi fost cei de la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare. Cheltuielile făcute efectiv de către Consiliul Județean nu sunt eligibile a fi recuperate. De asemenea, am transmis o adresă Ministerului Fondurilor Europene undeva la începutul lunii mai, prin care am cerut clarificarea acestei situații și măcar să ne spună dacă și Spitalul Județean Dr. Constantin Opriș din Baia Mare ar fi fost eligibil pe acest proiect. Nu am primit un răspuns de la dânsii. Poate că nu e important să răspundă județului Maramureș de o lună și jumătate, cel puțin, dar cred că puteau să răspundă de o lună și jumătate la Ministerul Fondurilor Europene dacă și Spitalul Județean poate să depună un astfel de proiect. În schimb, săptămâna trecută a apărut o nouă instrucțiune care dă cumva posibilitatea Spitalului Județean de a veni și ei cu un proiect. Astăzi discutăm despre un proiect în parteneriat în care noi, Consiliul Județean, venim ca și sprijin administrativ și pentru echipa de proiect de la Spitalul de Boli Infecțioase. Ei sunt cei care sunt eligibili pentru a depune un proiect, noi doar sprijinim. Depunem împreună cu ei această documentație. Doamna Breman a explicat, dacă mai dorește să mai dea câteva explicații la laptopul de invitat. Potrivit Consiliului Județean, există o listă a echipamentelor și a materialelor care pot fi decontate în cadrul acestui program de finanțare, acestea fiind împărțite pe două componente, una din echipamente care au fost procurate sau se propun a fi procurate până la finalul anului și componenta de materiale de protecție. Dintre cele două, Consiliul Județean Maramureș împreună cu Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare au identificat din punct de vedere financiar care sunt sumele care vor fi solicitate spre rambursare. De asemenea, se pregătesc procedurile de achiziție publică, precum și documentele suport ale cererii de finanțare, urmând ca în cel mai scurt timp toate documentele aferente proiectului să fie încărcate. După prezentarea proiectului, acesta a fost supus votului aleșilor județeni. Comisia, aștept favorabil comisia. Spune! No, mai niciunul nu spune. Comisia juridică a disfavorabil. Buget finanțe? O zis? Spus, a fost favorabil în buget finanțe. Bun, mulțumesc mult. Dacă nu sunt alte intervenții, trecem la vot. Vă rog să votați. De hotărâre numărul 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți utilităților.
atât sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și conexe, care pot apărea pe durata implementării proiectului, cât și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare cheltuielilor din instrumente structurale, vor fi asigurate din bugetul propriu al județului sau, după caz, al spitalului.